Da, avem într-adevăr niște date care ne bucură. Un pic peste 50% din timișoreni spun acum că folosesc regulat transportul în comun și vedem și o creștere a satisfacției cu calitatea transportului în comun și asta se referă în primul rând, bineînțeles, și la investițiile noastre la Bulevardul Cetății, pe care le-am redeschis acum și bogdăneștilor, dar și investițiile noastre în tramvaie și autobuze noi. Unde oamenii spun că încă sunt nemulțumiți este într-adevăr cu frecvența și cu predictibilitatea curselor. Ce veți putea face în acest sens? Noi avem în continuare o lipsă de șoferi, dar o problemă mare este și că noi, de fapt, cu STPT-ul deservim tot județul Timiș. Avem 21 de curse metropolitane și metropolitane înseamnă chiar și până la granița Serbiei, până în fiecare colț al județului. Și, din păcate, mulți nu sunt conștienți că asta înseamnă că zeci de șoferi, în loc să deservească linii de Timișoara, sunt în județ. Și noi subvenționăm, de fapt, aceste curse și cu banii timișorenilor și asta este o discuție pe care trebuie să avem dacă putem să continuăm să subvenționăm, nu știu, autobuzul care pleacă la Variaș, de exemplu, cu 50% din costuri care momentan sunt suportate de timișoreni. Sunt cam 1 milion de lei pe lună pe care îi plătesc timișorenii pentru transportul metropolitan și e o situație în momentul în care guvernul ne-a luat 150 de milioane de lei, în momentul în care unii primari nici măcar nu plătesc partea lor de factură, trebuie să vedem ce consecințe putem să tragem. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat în exclusivitate pentru televiziunea Europa Nova că urmează să ia o măsură drastică în ceea ce îi privește pe primarii care nu și-au onorat plata pentru serviciile STPT, mai exact edilii care au datorii către Societatea de Transport Public Timișoara s-ar putea să nu mai beneficieze de cursele din oraș către localitățile pe care le cârmuiesc. Noi acum analizăm, de fapt, dacă mai putem să plătim aceste subvenții pentru cursele metropolitane. Sunt cele din jurul Timișoarei, nu au o problemă pentru că ei oricum plătesc pentru ei, dar sunt alte primării care nici măcar partea lor nu o mai plătesc. Avem facturi restante, de exemplu, din bilet, din Săcălați, din Variaș, de sute de mii de lei. Unii dintre ei n-au mai plătit de 7, 8, 9 luni și tot folosesc autobuzele noastre și transportul merge în continuare. Asta este o situație care nu poate continua așa și, în plus, trebuie să analizăm dacă în continuare Timișoara poate să suporte 50% din aceste costuri. Eu cred că primăriile trebuie să-și asume aceste costuri pentru cetățenii lor și de aceea în adunarea generală de la SMTT, adică Societatea Metropolitană, unde noi toți suntem membri, trebuie să discutăm acest lucru și dacă nu găsim alte soluții, da, să transferăm toate aceste costuri la primăriile din județ și în cel mai rău caz să tăiem aceste curse în beneficiul timișorenilor. Primăria municipiului Timișoara modernizează flota de transport public. 17 vehicule nepoluante au fost achiziționate pentru îmbunătățirea transportului public din oraș.